Elisabeta Samara și-a trecut în palmares la începutul acestei luni o nouă medalie cu echipa de tenis de masă a României. Sportiva legitimată la clubul Steaua București a cucerit argintul la campionatul european de la Cluj-Napoca, după o finală pierdută dramatic în fața Germaniei, scor 1-3. În vârstă de 32 de ani, Eliza are 7 medalii la campionatul european pe echipe, 2 de aur și 5 de argint, și speră la un parcurs cât mai bun la campionatul mondial individual de la Houston, Statele Unite, din luna noiembrie a acestui an. Recent ai câștigat a 7 medalii la un campionat european cu echipa României. Cum a fost această competiție pentru tine? Mă bucur că am jucat acasă în România. Au fost niște condiții excelente. Ne pare însă foarte rău că n-am reușit să luăm aurul. În finală ați făcut un meci dramatic cu Germania. Ce v-a lipsit ca să câștigați aurul? Eu cu Sabine Winter am mai jucat la campionatul european de simplu și acolo am câștigat 4-1, însă acum efectiv m-a surprins. Orice făceam era acolo. Cum a fost să evoluați acasă în fața propriului public la o asemenea competiție? A fost ceva unic. N-am mai jucat cu oameni în sală de 2 ani, un an jumate, iar acum faptul că am jucat acasă, chiar a fost multă lume care ne-au susținut și le mulțumesc, le mulțumim și ne pare rău că n-am putut să sărbătorim cu ei. Dar, cum am mai zis, este o medalie europeană care o pun în palmares. De 11 ani sunteți pe podium la campionatul european pe echipe. Care este secretul constanței voastre? Am fost omogene, eu, Dana și Berni, iar faptul că ne știm de atâția ani, noi între noi și cu antrenorul, e un plus. Ce urmează pentru tine acum în perioada imediat următoare până la sfârșitul anului? Bineînțeles, urmează meciurile de ligă care le am în Polonia, Champions League, urmează în luna noiembrie campionatul mondial de simplu de la Houston și în Japonia meciurile mele și cam atât. Cu Steaua ce îți propui? Bineînțeles, la anul, la campionatul național, cât mai multe medalii, aur să fie și să fim acolo cât mai sus, în top.